Bună dimineața, București, cu Alex Minculescu și Andreea Bratu. E, să credeți voi că doar noi suntem în studio. Vorbeam mai devreme cu Holly Moly despre cercei și găuri. Zic că nas nu doare, nu mă gândeam să mai dau și eu. Bună dimineața. Bună dimineața pentru cei care vor piercing-uri. Scrieți-mi, vă dau sfaturi. Cum se vindecă un piercing? Cred că 13 în total? Eu am 11, Eu competiție între mine și Holly Moly, n-ați înțeles. Bună dimineața, știți zodier? Neața. Tu nu eu am doar două. Doar două începători. Două pirsuri de astea, cum s-ar ce? Două cercei. Ai două cercele. Da. Stai. Uite, întreabă și Cornel, că văd că am făcut prozeliți. Când industrialul se pune... Industrial? Avem pe cineva aici. Se pune ca unul sau ca două industrialul? Două. Două găuri. Două. Tu cu scoți industrialul și ai putea să înlocuiești cu două pirsuri. Da, deci, corect. Teoretic, ne ia. Dar industrialul nu e periculos. Gaura deodată, se pune ca unul? Da, dar nu cred că a făcut asta. Nu, hai, mama, păi eu mi-am făcut 5 gaură odată, ce se pune ca un pirs? Nu. Exact. Ai 5. Da. Cât a plătit Cornel? Dacă el îmi spune că a plătit cât pentru două... Ai plătit cât pentru două sau pentru unul? Unul. Cât pentru unul. Gata, deci nu înseamnă că are unul. Unul. Ah, ok. Deci ai unul, Cornel. Banul definește. Stai un pic, că mă duc pe Facebook, dau like și share la postare, suntem în direct. Suntem în direct pe pagina de Facebook București FM, asta așa ca să ne și vedeți. Bună dimineața! Bună dimineața, faceți cu mâna. Hai salutați-vă acum, ce râde mai avem. Pentru cei care sunt, care se și uită la noi. Cine se mai uită? Unde ți-e chitară? E acolo? E aici, e la purtător. Am înțeles, da, ok. Pregătiți. Bun, hai să ne descriem și din punct de vedere vestimentar. Suntem pe negru, alb, tricouri. Dar eu de dimineață n-am știut. Eu mi-am luat o geacă de piele, dragilor. Asta pot să-mi aduc aminte. Nici nu cred garantat. Că e de piele. Păi acum se folosește pielea ecologică. Pielea ecologică, 100% vezi că se biodegradează. Da. Să se biodegradeze. Adică rămâi fără ea în curând. Este foarte bine, lucrurile trebuie să vină și să plece. Să o dai cu cremă, am învățat eu ceva interesant. Nu știam, dacă știați asta, îmi pare rău. Cum să nu? Lapte doina. Lapte doina, în copilăria mea, mama am curățat cizmuțele dacă aveam cizme de piele. Odată la ceva timp, când aveam bani să-mi ia cizme de piele, mi le curăța cu lapte de machian doina. Cu lapte doina alb sau roz? Și mai am eu o cremă bună cu castravete. Și aia e foarte bună. Ia vezi că are și cremă cu melci. Deci, Zodier, tu ceva? Creme? Tu pe creme, nu, da. Nu, eu cum maxim stai? Șampon de urzici. Bun. Da. Bun. Maxim. Foarte bun. Foarte bun. Eficient. E bun, e eficient? E bun când n-ai altceva. Am înțeles. Pliculețe sau... Nu, la 3 litri. Bun. La 3 bun, litri, de la bun. Mare, de știți, la îngro. Voi știți nebunia cu șamponul de cal? Mi-am cumpărat 5 litri. Da, mă, ăla ce am avut? Da, bidonul. Bidon. Toate fetele au căzut în plasa bidonului de șampon, de cai și ghișe. Erau oamenii disperați pentru că nu mai aveau cu ce să spele cai. Toți oamenii își cumpărau șamponul de cal. Hai să demontăm mitul. Locuiam la ai mei când a văzut tata în duș, că e un bidon, a venit la mine, mi-a zis, Aluța, ce s-a întâmplat? Am zis, tata, nu vreau să vorbesc despre asta. Dar vreau să nechez. Grea și îmi cade păr. Da. Deci a fost... Da, te-a ajutat cu ceva? Absolut nimic. Asta am zis și am dat. Ajutat cum ar ajuta și un cal. Să exact. Fie curat. Exact. Da. Un butoi la 5 litri l-am avut în casă, l-am plimbat prin toate băile. Deci, super. Na. Deci tu cu urzica, tu cu calul? Da. Da. Am înțeles. Și unde aveți perucă? Să pun de casă cineva? Fără păr, na. Bun. Hai să ne întoarcem la stelele din fabrică. Ne-am amuzat, am zis să vorbim și despre lucruri serioase. Exact. Suntem fericiți, da? Fericit am ascultat de la Holly Moly și Zodier. Da. Mă, e baladă? Dar nu e chiar baladă. Când nu, eu personal, când nu o am în cap, când nu o ascult, adică ea când nu e pusă, eu aș defini-o ca o baladă. Ei, ea când începe, sau mai ales când o cântăm live, mi se pare că e o schimbare. Piesa asta schimbă ceva. Piesa asta e... Da, ok, poate ca BPM, ca elemente folosite, ca tip de scriere, o song cadra în baladă, dar pentru faptul că ea are nuanța asta de fericire combinată cu o melancolie, mie mi se pare că se duce un pic mai sus de baladă. Mi se pare că pe mine una mă mișcă mult mai mult. Ia stai un pic să mai aranjez microfonul. Văd oamenii? Nu, da, să te și vedem. Eu te văd, să te vadă și cetățenii. Așa. Mândrețe de fată, priviți. Gata. Așa. Dragă Zodier. Yes. Mie mi se pare că, adică eu când am scris refrenul și când l-am ascultat a doua zi, tot așa cu chitara, nici și la mine era o întrebare că în ce direcție se duce asta, că nu-mi dădeam seama unde ajung cu ea.
Și pur și simplu mi se părea așa refrenul, gândindu-mă că ar trebui o fată, cu toate că na, nici nu aveam în gând când o făceam, dar că se va întâmpla, nu aveam în gând că se va întâmpla, dar ascultându așa, pur și simplu mă gândeam că e o confesiune așa, o doleanță pe care o dai acolo, nu mă gândeam la ritm, nu mă gândeam la ce vrea să fie. Pur și simplu acolo eu sunt patru versuri ca pur și simplu o cerință, o rugăciune. Ce care frumos. nu are un stil. Și a venit Holly Molly și a dat a îmbrăcat-o, a definitivat-o. Da. Până la urmă, da. Că ai căutat o voce de fat. Da. Adică o făcusem, suna bine și ne-am gândit că ar fi extraordinar. Spune și despre feedback-ul pe care tu l-ai avut în concerte. A, da. Deci eu aveam piesa, dar nu aveam nicăieri înregistrată. Era doar eu cu chitara și mie mi-a plăcut foarte mult să o cânt. Așa că am fost în turneu cu The Motown și am zis că de ce să nu o cânt. Am cântat-o în vreo 6-7 țări și feedback-ul oamenilor era aparent mai bun decât la alte piese care erau cu toboșar, cu tot. Erau lansate. Da. Și i-am spus, i-am spus lui Dennis de la The Motown că hai, uite ce feedback am. Ce zici, să mă duc să o fac. Deci, du-te, fă-o. E clar că dacă publicul o cere. Da. Nu, asta pentru noi devine uneori cel mai bun răspuns, cel mai bun feedback. Pentru că tu poți, într-adevăr, poate să-ți bubie piesa pe TikTok sau nu știu, poate să intre în trending și lucrurile astea sunt semne foarte, foarte bune. Dar cel mai puternic și cel mai real este feedback-ul pe care tu l-ai de la oameni când sunt în fața ta, când îi vezi, când ai contact cu ei, când aproape poți să pui mâna pe ei și vezi în ochii lor, pentru că oamenii sunt foarte sinceri, știi? Și n-ai cum să nu vezi feedback-ul omului pe o piesă. Iar dacă o piesă începe așa, mie mi se pare că piesele astea au dorință proprie, nu știu cum să exprim, ca să nu pară că sunt de lume, dar efectiv pare că e o entitate plecat. Separată care vrea să iasă la suprafață, știi? Cred că sunt piesele astea care ba se scriu singure, care ba nu sunt lansate, dar totuși ele stârnesc ceva și oamenii le cer. E ceva acolo, e o extra entitate în într-o piesă de organic, gen. Gândește că la un moment dat tu ai doar tu în cap, după aia o are producătorul, după aia are orchestratul, nu știu care e înșiruirea până la urmă. Și iese un produs, după aia l-au toți în cap. Publicul va decide și va face piesa mare, o să o crească, știi? Da. O să o dea la școală. Da. E cam așa se întâmplă. Ajunge la facultate. Vrea să ajungă artist. Da. Păi, da. Vezi? Hai să vorbim puțin și de clip. Care a fost rolul vostru preferat, personajul preferat din clip? Pentru că ați fost așa, ați interpretat mai multe... Se spune Edi primul, eu l-am pe al meu. Mie mi-a plăcut foarte mult când am fost... Cum se numea tipul ăla care împinge... Valet? Valetul de la hotel. Da, ăla. Uh-huh. Mi-a plăcut foarte mult că mă simțeam diferit, mă simțeam așa, parcă... Mă simțit util. Mă simțeam chiar un personaj pe care nu mai l-am mai întâlnit. Sentimentul cumva. Impostorului. Exact. Da. Super. Simțeam că pot să fac ce vreau, că oricum nu știe nimeni ce trebuie să fac de fapt, că nu știe nimeni ce face omul ăla de fapt, că nu ajungi să te duci să te întâlnești cu oameni de aia de fapt, că îți trebuie bani. Și practic... Extraordinar! Puteam să fiu cum vreau. Că... ordinea zilei așa cu valetul după tine. Da, așa că, na, mi s-a părut interesant. Cât? Ai făcut și tu tips ceva? Da. N-am făcut. În clipul ăla. Uite, de ce n-ai dat tips? Pare că el a luat rolul mai serios decât mine. Eu s-a crezut, dar el a jucat mult peste mine. Superb, nu mă așteptam. Mulțumesc, foarte tare. Mulțumesc. Fiindcă am fost curios, nu neapărat din plăcere. Ca a doua oară parcă aș fi mai... nu știu. Dar te văd, ai avut mănuși, ai fost pregătit. Foarte pregătit. Foarte pregătit. Și ai intrat în rol 100%. Am încercat. Extraordinar a fost. Da. Aș mai face și altele. Deci, e o pic de rușine că nu mai aduc aminte exact cum se numește acest job. Trebuie să găsim. Ai telefonul la tine? Cred că valet. Să ne vadă. Că nu e valet. Nu. E picol. Se mai zice într-un fel. Căreuș? Nu. Nu, căreuș e pe românește. Tu adu-ți aminte din mood board-ul. Nu știu. Stai un pic. Cum? Concierge? Nu e. Cred că? Nu. Sau? Nu, că stai la altceva. Nu. Yes, we are here. Și pentru tine? Eu, barmaniță. Aici voiam să ajung. Ai pregătit ceva? Majordom? Nimic real. Majordom? Nu.
Mai încercăm? Mai se mai zice cumva mai fițos. Mai de mate oamenii care au bani, eu știu. Da. Oamenii care au bani și ascultă radio, vă rugăm frumos. Nu, oamenii care au acasă așa ceva. Omul care duce bagajul sus. Da, barmaniță, noi am pregătit nimic, nu lucrăm cu alcool la filmări, căci ne vom îmbăta și nu vom mai performa. Dar am pregătit acolo niște ceva prostii din tot ce am găsit, bineînțeles. Da. Ceva toxic, probabil, n-aveai voie să bei așa ceva. Dar da, el săracul mai consumat din când în când. Că trebuia să înghiți. Mă, tu zici de nenea asta de aici, de stă cu prosopul ăla pe mână? Nu, acesta este aici... Nu, mai încolo. Stai, mai încolo. Da. Cred că aici. Da. A, de împingi căruța ăla? Da. Da. Mă, dar noi ce-am vorbit până acum? Tu unde ai n-ai participat? Da, se numește, nu e Bellboy care da, face da, așa? Bellboy, da. Exact. Bellboy. A, ce n-a zis, mă, frate? Păi ți-a zis că nu știa. Uite cine a fost la hoteluri fițoase și știe. Ia uite, aici e. Pe protocol. Pe protocol, exact, bine. Bun, măi, măcar n-am văzut banii statele, am fost pe banii mei. Da. Deci acum, nu, eu am fost angajat ca bellboy. Am fost bellboy, da. Da, era culmea să zici, pe asta am lucrat. Pe asta fac în timpul liber. Da, pe asta m-am specializat. Cine v-a deschis la intrare? Da, nu v-ați prins? Că eram un pic mai înalt, da. Da, m-am pitit în spatele hainelor. Da. E clip de ăsta modern, așa. Da, mie îmi place, îmi place tare mult. Plac clipurile cu poveste. S-a revenit la clipuri cu poveste, că la un moment Doamne dat... Ajută. Măi, da. Că am absolvit o facultate pentru chestia asta. Vorba aia, te-ai chinuit, ai strofocat. Ți-ai pus amprenta în clip sau te-ai lăsat dusă de val? M-am lăsat dusă, dar am și insistat pe joc actoricesc. Uh-huh. Adică am vrut să avem asta, neapărat. Și mă bucur că am avut-o. Pentru că, bineînțeles, la fel de... Pentru noi e mult mai ușor să facem un clip de imagine și oamenii poate nu fac diferența între clipurile de genul, dar e mult mai ușor să faci un clip de imagine în care amândoi am fi față în față și am dat un playback pe piesă, ne-am uitat unul la altul, ar bate un pic de vânt în părul meu și el s-ar uita feroce. Adică, wow. Știi? E o chestie foarte simplă de făcut. A fost o descriere a unui moment. Mulțumesc. Animal Planet. Mulțumesc. În finalul ăla, da, știi? Da. Dar la clipurile cu poveste, pe lângă faptul că e o implicare mult mai mare și o adunare de forțe mult mai mare din partea mult mai multor oameni, pentru că real e nevoie de oameni, ai nevoie de costume, ai nevoie de locație, ai nevoie de joc în sine, mi se pare că pune în evidență mult mai mult piesa. Și omul când, când vede un clip de genul și vede o poveste, cumva asociază piesa cu o poveste anume și pentru el devine o poveste. Dacă pe Zodier l-am trimis în Harry Potter, e clar, n-are așa. Pe tine știu unde te trimit, în filme retro, în filme din anii 40. Uite, mă uitam asta așa și în clip. Da, da, da. Deci ai figura, da, de la vârsta, figura clasică. La... Da. De când erai mică. Da. Ai figura clasică. Și mulțumesc. E vopsită precum Cruella de Vil. Ei, da. Eu ai văzut în 101 dalmațieni? Ai văzut șuvița așa blândă? Da, și nu ești? Ba da. Da. Cum ar fi să vii la matinal cu câinele după tine? Da, cu, da, la mare. Nu, cu pisicile, cu pisicile în lesă. Ceea ce, na, într-o lume ideală, ele ar sta. Pisica mea a stat, eu așa am obișnuit-o să stea în curte. Super. Am plimbat-o cu lesa. Este foarte tare. Da. Nu pot să cred. Vorbesc serios. Există și fotografii pe care nu o să le arăt vreodată. Există pisici speciale. Au adresat-o bine. Auzi de legale. Da, da. Și eu am una, dar nu mișcă de când am cumpărat-o din magazin. E statică. Da, dacă ai luat-o din, nu știu, i-ai schimbat bateriile? Asta era. Asta e. Nu. De ce n-ai zis, mă? Păi, da, au și ele termen. Că, da. Ai eu, venit cu din anii 40. Chitara, cântăm ceva? Da, cum? Cântăm. Ce cântăm? Păi, ia zi, ce păi de foaie verde, mă ghira. Cum ar fi, ca acum că ascultat fericit varianta înregistrată, noi să vă cântăm și varianta acustică și oamenii să-și aleagă dacă le place mai mult varianta acustică sau varianta oficială. Ia să auzim. Sondaj. Facem un sondaj ia, de opinie. Ia, cum se zice, dă-mi un la. Să vedem, ia un ton, ia. Să vedem, un să aude. Ia. Dă-ne ce vrei. Asta ar fi la, dar nu cred că ne trebuie la. Nu ne trebuie la. ne trebuie să umbrăm la microfon. Stai un pic. Ia. Azi mi-e rece, mâine-mi trece, dar vreau înapoi. Astăzi plâng eu, ieri plângeai tu și mâine amândoi.
mi-ai lăsat, nu rămas. Și o lume întreagă în dans, fără pereche, doar cu secrete. Nu cred că ne-am înțeles când am zis atât de des. Viața e scurtă, dar până dragostea ne cântă. Vreau un dans cu tine la nesfârșit, doar fă-mă iar fericită. Fă-mă iar fericită. Vreau un dans cu tine la nesfârșit, doar ca să mor fericită. Ca să mor fericit. Fă-mă iar fericit. Fă-mă iar fericit. Fă-mă iar. Fă-mă iar fericit. Bravo! Mulțumim. Foarte tare! Mulțumim! Bună dimineața! Bună dimineața! Și ce aveți voi aici? Acum? Aveți, ar trebui să aveți printre cele mai bune piese ale anului. Yes. Yes. Să știți. Oh, da. Wow. Serios? Da. Serios? Doamne ajută. E abia frumos. Luna, v-ați grăbit? E abia luna mai. Nici n-au trecut 6 luni. E bună piesă, foarte bună. E foarte minunată. Bună și foarte frumoasă. Și e bună... separat de faptul că o cântăm noi, da? Da, că corect. Da, este nu... ego-ul de artist, e piesa mea. Da, normal. Măi, și dar noi de-aia și invităm și oamenii să-i periem, vorbind, știi? Da. Ne aducă și nouă ceva. Normal. Ne dea și nouă ceva. Ei, noi la sfârșit, am venit cu piesuca asta, care nu vorbește ea singură. E bună piesa. Și sună bine și varianta asta. Mulțumim. Îmi place. Sună foarte bine varianta asta, da. Mulțumim. Da. E bună varianta oficială, e ok, e cărnoasă, dar cu asta poți să te duci, nu știu, să te trezească cineva la ora 2, îți dă chitara, o cheamă pe Holy Moly și a ieșit piesa. Mergem mai departe. E bună, bravo. Mulțumim frumos. Ne place mulțumim și da, nu vă completați voi să... foarte frumos, ceea ce e grozav. Edi a creat o piesă minunată și eu sunt onorată să fiu pe ea. Mulțumesc din suflet și eu îți mulțumesc că ești aici. Da-ți, pe mă piesă. Da-ți, mă. Ești fericită. Până la urmă, fericită. Te găsește muzica. Exact. Trebuie să o cauți, da, tu pe ea, dar și ea vine către tine, da, la un moment dat. Da, mai da, e vorba de doi artiști implicați. E singur, e singur. Aia. Vă găsiți reciproc. Dar așa când vine și persoana care trebuie să completeze, e ok, s-a întâmplat. Sună bine, așa că putem vota. Eu aș da 50-50. Da. Îmi place asta acustică că sunt eu mai... Da, suntem mai romantici noi, mai așa. Mai sătul de rest. Da. Pot să spun că am și urechea agresată și parcă mai vreau și ceva mai... Mai liniștit, așa. Da, pot să dar înțeleg. Dar piesa crește, are progresie, se duce acolo. De-am spus, pleacă ca o baladă și devine o piesă puternică... Da, devine puternică pe parcurs. Care nu e baladă, nu e nici de dans clasic. Ar putea e așa de... să fie un blues. Nu știu ce. De luat. Când e de luat am în căști. E de luat sufletul pereche de mână, așa mi se pare. Și a alergat prin ploaie. Hai că avem ploaie. Ploaie avem. Sufletele le găsim, sunt da pe lângă noi, pe peste tot. Da. Scuză, mă, Edi, te-am întrerupt. Vrei să spui că ai scris piesa? Așa. Vrei să spui ceva? M-am întâlnit cu... Vorbeam cu un producător, cu un prieten, cu Iordan, și am zis că ne întâlnim să facem piesa, dar dacă ai un prieten chitarist, ar fi ideal. Fiindcă eu am în cap chestii, dar eu nu le pot reproduce. Și a ieșit toată chitara, piesa e aproximativ 80% ce se aude, sunt doar chitări. Adică nici nu știu dacă lumea aude clar altceva în afară de chitări și în afară de tobe. Și am început să punem beat-ul, să punem tobe așa și a ieșit o piesă cumva indie pentru da, momentul da, da, da ăla. Dar în final și după culoarea pe care a adus-o Holy Moly și toată emoția... Parcă nu e nici indie, dar în același timp e diferită. Nici... Da, asta vreau să zic, că n-ai încadra-o, nu e o baladă nu clasică, e o piesă gen de ascultat, zic. Da. E o piesă de simțit. E mișto că artiștii mai fac și de asta, pentru că e o perioadă în care s-a cansăturat lumea de rețetele clasice. Și atunci să mai vii cu... Da, suntem înconjurați de rețete clasice ceva de împrejur altfel. Și știi, mai e o chestie pe care mie îmi place să o fac, am făcut-o deja de 2 ori și... îmi place, asta nu înseamnă că nu o să fac și altfel. Faptul că noi suntem, că suntem aproximativ aceeași generație, știi, și de artiști și de copchi, mi se pare că nouă ne dă o forță foarte mare când mai colaborăm între noi din gașca asta de generație apropiată, pentru că suntem mai mult sau mai puțin generația nouă. Da.
Și mie îmi dă o putere aparte și un sentiment de libertate aparte când fac câte o colaborare cu un om care e pe drumul ăsta exact cam în același film ca mine și cam de același timp de când sunt și eu. Mi se pare că ne ajută foarte mult pe noi ca generația nouă să avem acest supporting each other. Și încredere unul în celălalt. Exact. Pentru că îmi se pare că împreună tocmai aducem genul ăsta de piese, genul ăsta de muzică nouă și altfel. Să schimbă un pic peisajul. Da, da, da. Și sunt foarte mândră și bucuroasă și excited când se întâmplă un proiect de genul ăsta. Și la mine și nu doar la mine. Și când le văd, da, suntem noi ăștia mici, gata, hai, mă rog, eu nu sunt atât de mică. Dar înțelegeți, ca proiecte. Știi, îmi place când ne luăm așa, având noi, generația nouă, ne luăm de mână și zicem, gata, lasă da, piesă. Adevărul e că și avem nevoie să ne adunăm. Să vă ajutați. Fiindcă, da, practic, lucrurile mari nu se întâmplă de unul singur, niciodată. Exact. Așa că dacă refuzăm să lucrăm în echipă, cumva ne dăm în cap singuri. Și poate asta e schimbarea care urmează și în industria muzicală și în societate în general. Competiția să devină... să devină mână de mână, știi? Să devină o chestie făcută împreună, pentru că ne-am obișnuit și de la școală, și noi, țară postcomunistă, să avem în permanență această competiție cu toată lumea. De când ești mic, ești în competiție cu oricine, cu fetița care e îmbrăcată mai frumos, cu băiatul care e mai bun la sport, cu ăla care are note mai bune și așa mai departe. Și mi se pare că noi poate suntem în perioada în care se face tranziția de la această competiție unul împotriva celuilalt la competiția unul de mână cu celălalt. Corect. Adică da, noi de mână împotriva perioadei care a trecut sau perioadei în care noi n-am fost apreciați. Sau, mi se pare că se face o trecere și eu sunt mândră că am prins etapa asta pentru că eu urăsc competiția. Eu nu pot să suport competiția. N-am putut niciodată suport, dar la fel ca toți oamenii din generația noastră și mai în vârstă, am fost mai mult sau mai puțin forțați bombardați să fim de competiție. Nu suportăm competiția, dar putem să fim competitivi. De ce normal, nu? Da, competitivi. Bun, mulțumim mult. Noi. Mulțumim. Din mulțumim păcate, din nu știu când a trecut. Cred că a trecut bine. Mult, super, se simte frumos că a trecut puțin. Da, a trecut foarte, foarte rapid. Vine Răzvan cu De 10 ori România. Vă felicitări pentru piesă. O să o mai ascultăm și în încheierea matinalului de astăzi. Sună foarte bine. Și chiar aveam nevoie de o piesă sensibilă. Se poartă, mulțumim, să știe. Anul ăsta ne-a dat dovada faptului că piesele astea prind. Aduceți-vă aminte și Sliman de la Eurovision cu Mon Amour. Exact. Toată lumea spune, ai mă, cântat în franceză, în stil franțuzesc, că o să aibă așa succes. Se regăsește în playlist-ul București Femeiată. Da. Cred că super, e printre puținele piese care pot să fie date la radio. Iar a voastră, o dată în plus, e de dat la radio. Mulțumim, mulțumim mult. Sigur va fi aici mult timp cu noi. Mulțumim. Holy Moly și Zodier, vă prinde bine echipa asta. Și iată, și noi în matinal până la urmă. Suntem doi, nu e unul singur. Exact, că nu sunteți unul împotriva celălalt. Nu prea merge. Suntem de mână. Suntem de mână. Mulțumim foarte mult. Noi mulțumim. Echipa de azi vă salută pe toți. Pe mâine, la ora 6, ca de obicei în matinal, vă fac cu mâna Holy Moly și Zodier, Alex și Andreea, Cornel și Flori. Rămâneți cu De 10 ori România și Răzvan Petre. Ciao. Ciao.